Psalmul 111. Lăudați pe Domnul. Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, în tovărășia oamenilor, fără prihană și în adunare. Mari sunt lucrările Domnului, cercetate de toți cei ce-L iubesc. Strălucire și măreție este lucrarea Lui și dreptatea Lui ține în veci. El a lăsat o aducere aminte a minunilor Lui. Domnul este îndurător și milostiv. El a dat hrană celor ce se tem de El. El își aduce pururea aminte de legământul Lui. El a arătat poporului Său puterea lucrărilor Lui, căci le-a dat moștenirea neamurilor. Lucrările mâinilor Lui sunt credincioșie și dreptate. Toate poruncile Lui sunt adevărate. Întărite pentru veșnicie, făcute cu credincioșie și neprihănire. A trimis poporului Său izbăvirea, a așezat legământul Său în veci, numele Lui este sfânt și înfricoșat. Frica Domnului este începutul înțelepciunii, toți cei ce o păzesc au minte sănătoasă și slava Lui ține în veci.